suntem la Monumentul Aripi, unde are loc ceremonia dedicată martirilor temnițelor comuniste. Sfinților. Tu ne-ai mântuit prin moartea și învierea Fiului Tău. Te rugăm, fii milostiv cu slujitorii Tăi răposați și învrednicește să te vadă în strălucirea veșnică, pentru că au crezut în misterul răscumpărării. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Sfințe-o, dinește Hristos.
Doamnelor și domnilor, urmează ceremonia depunerii coroanelor de flori. Se depune o coroană de flori din partea excelenței sale, domnul Claus Bernard Iohannis, președintele României. Din partea Camerei Deputaților.
se pune o coroană de flori în partea Guvernului României. Se depune o coroană de flori din partea primăriei municipiului București. Se depune o coroană de flori în partea Ministerului Apărării Naționale. Se depune o coroană de flori din partea Arhidiepiscopiei Bucureștilor, Protoieria, sectorul 1. Se depune o coroană de flori în partea Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Se depune o coroană de flori din partea Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Viviana la București.
se pune o coroană de flori în partea blocului național revoluționar din decembrie 89. Se depune o coroană de flori din partea Federației Române a foștilor deținuți politici, luptători anticomuniști. Se depune o coroană de flori din partea Fundației Dr. I. D. Vulgănescu. Se depune o coroană de flori din partea Federației Naționale pentru demnitatea revoluționarilor din decembrie 89.
Se depune o coroană de flori din partea fundației Ion Gavrilă Ocoranu. Se depune o coroană de flori din partea fundației Corneliu Cocosu. Se depune o coroană de flori din partea memorialului victimelor Holocaustului. Se depune o coroană de flori din partea Consiliului Național pentru studierea arhivelor securității. Se depune o coroană de flori din partea Partidului Național Selene, Maniu Mihalache. Pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
Doamnelor și domnilor, ceremonia militară organizată cu prilejul comemorării zilei deținuților politici anticomuniști și deportați din România în perioada 1944-1989 s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare!